Bun găsit în Iantri, vă spune Jimmy, un de colegul din regia tehnică Lucian, cum am anunțat pe site-ul televiziunii și pe videotext, ne întâlnim în premieră de această dată cu un istoric și o sun fără gratuități, în termen din noua generație, generație de valoare, Mihai Chiriac a fost în studioul nostru acum o lună și jumătate. Nu mai vorbim de faptul că Vasile Mărculeț declara, profesor dr. Vasile Mărculeț declara alaltă ieri faptul că ar trebui ca timpul este implacabil și generația expirată, adică recte, așa ar trebui să ne retragem ca să lăsăm și vedem și ce se va întâmpla mâine la sesiunea națională de comunicări științifice dedicată zilei de 1 decembrie, devenit o tradiție la Mediaș, la Colegiul Tehnic Mediensis, organizator Asociația Promediensis, alături de Primăria Municipiului Mediaș, Direcția Municipală de Cultură, Tineret și Sport, pe de o parte, dar și de colectivul celor 15 artizane aceste sesiuni, în frunte cu interfața care este doctorul Vasile Mărculeț. Invitați 37 de lucrări, 36 de participanți mâine, începând cu ora 9 pentru iubitorii de istorie și geografie, la Colegiul Tehnic Mediensis, 4 secțiuni. La una dintre secțiuni va participa și invitatul nostru din această seară, doctorul Răzvan Mihai Neagu, care vine exact de la Turda, de această de lângă Cluj. Este exponent al Școlii de Istorie Clujene ca atare și, repet, face parte din noua generație de istorici, cea care deja este în plină consacrare. Pentru că trebuie, să, cum spune francezul, chapeau, jos pălăria, mai ales pentru cei care au venit aici. Și mă gândesc de la Andrei Berinde, acum câțiva ani, un inginer pasionat de căi ferate și de istoricul acestora cu bombardamentele americane din 1944. Din păcate, în ultimii doi ani n-a mai venit pe la sesiune. De asemenea, polcovnicul, cum îi spune noi, colonelul Alexandru Bucur, a fost prezent aici. Sperăm ca și domnul Sorin Oane, dar nu ne facem planuri prea mari, pentru că poate Dumnezeu se amuză în mai anul viitor să fie prezent în același studio. Până atunci, alături de doctorul Răzvan Mihai Neagu, vom radiografia dilemele istoriei Transilvaniei. Noi am pus un titlu mai generalist ca să nu fie neapărat academic, dar evident vom fi în siajul acestor subiecte din evul mediu până în ceea ce înseamnă epocă modernă. Răzvan, bine ai venit aici la Nova TV, în linia întâi. Salut prezența ta și aș începe pentru telespectatori dacă poți să ne spui specialitatea și domeniul de activitate. În principal noi îl cunoaștem, dar pentru telespectatorii noștri, pentru că postul nostru este recepționat numai la Mediaș și în zona de nord, este recepționat și la Sibiu, în parte din județul Alba, la Jidvei, cetatea de Baltă și județul Mureș. Bună seara și bine v-am găsit. În primul rând dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Vin întotdeauna cu o mare plăcere și cu o mare bucurie în acest minunat oraș de pe Târnava Mare, pe care dați-mi voie să vă mărturisesc că îl consider ca fiind foarte apropiat sufletului meu. Așadar, temele pe care eu le cercetez de cam multă vreme, din aproape 10 ani, da, sunt subsumate unor teme mai generale ale istoriei Transilvaniei. În primul rând ar fi istoria orașului Turda, pe care o cercetez cu pasiune. Este resne de înțeles de ce, pentru că este locul meu natal și, așa cum spunea și Machiavelli, fiecare trebuie să ne iubim locul natal, așa cum și dânsul își iubea Florența lui natală, i-a scris celebrele istorii florentine. Așadar, iată că și eu m-am apropiat de istoria orașului Turda. Tema mea de cercetare era, doctorat a fost istoria bisericii. Am realizat o teză despre politica beneficiară a papilor de la Avignon în Transilvania, în secolul al XIV-lea, sub coordonarea academicianului Nicolae Edroiu, directorul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române de la Cluj-Napoca. Și bineînțeles că o altă temă de cercetare pe care am abordat-o relativ recent, de 3 ani de zile, o fac, este vorba despre istoria intelectualității din Transilvania. Aici, cu o precizare, mă ocup din cele mai vechi timpuri, mai ales de perioada medievală, dar bineînțeles că urc până în anul 1918, mă opresc așadar la finele epocii moderne, să-i spunem integrarea Transilvaniei în regatul român. De unde această pasiune? A fost un îndemn exterior sau interior? Pasiunea față de istoria bisericii, care
să spunem, poate cei de la, știu, poate absolvenți de teologie specializați, cum ar fi, știu eu, cei de la Sibiu, de la Andrei Șaguna. Pur și simplu a fost, o, să-i spunem, o dragoste la prima vedere. Nu am crezut în facultate, nu am cercetat istoria bisericii absolut deloc. Deci, ca și specializare, eu, pe diploma de licență, scrie istorie, relații internaționale și studii europene. Așadar, s-ar putea crede că nicio tangență cu biserica. De istoria bisericii m-am apropiat în perioada cât am urmat cursurile de master la Cluj și aici vreau să punctez un rol decisiv în această evoluție a mea. A fost un om pe care îl prețuiesc în mod deosebit. Este ca și un fel de părinte spiritual în cercetare al meu. Este vorba despre domnul conferențiar universitar dr. Șerban Turcuș de la Cluj-Napoca. Cel care mi-a Universității Babeș-Bolyai, dânsul mi-a deschis apetitul pentru acest domeniu fascinant, poate și pentru faptul că dânsul abordează această istorie a bisericii, să îi spunem, într-un mod neconvențional pentru noi. Și mă refer aici, dânsul are foarte bună experiență în Italia și a venit cu metode noi, a venit cu abordări noi, și care în principal s-a dus pe Biserica Universală sigur catolică, că da, Biserica Romano-Catolică, dar dânsul are și foarte multe studii despre începuturile ortodoxiei în Transilvania și care al celorlalte curte care se găsesc în acest spațiu pluriconfesional. Și eu credeam că există și o influență din partea academicianului profesor dr. Nicolae Edroiu, cel care ți-a coordonat doctoratul. Sigur că da, dânsul este, ca să-i spun așa, motorul principal din spatele acțiunii mele, dar domnul conferențiar Turcuș a avut, ca să-i spunem așa, cuvântul decisiv în această evoluție științifică a mea. Eu aș risca un pronostic, unde te-ai vedea peste 5-10 ani, ori la Institutul Barițiu, ori în cadrul Facultății de Istorie. Da, din punct de vedere profesional, mi-ar plăcea foarte mult să activez munca într-o universitate. Îmi place foarte mult și să predau. Chiar mă simt bine în spatele catedrei și îmi place să îi învăț pe alții, să le împărtășesc din experiența pe care am acumulat-o și din cunoștințele pe care am acumulat de-a cursul timpului. Tu ești absolvent după 90, Răzvan, da? Da, de universitate, ca atare. În 2006 am terminat. În 2006, Dumnezeule, ești nepermis de tână. Aș glumi, aici evident. Nu-mi iei nume de rău. Episcop și episcopii în estul Ungariei medievale, tipologie episcopale în diecezele de Transilvania, Oradea și Cenar, în Evul Mediu. Unul dintre titlurile tale, până acum sunt mai multe cărți. Da, este vorba despre cartea de care a avut lansarea anul trecut, Raminera Turda. S-a bucurat de un succes neașteptat. Este vorba despre o carte de studii, deci să-i spunem, la prima vedere are un fir comun. Personalitatea episcopilor și constructului instituțional care este o dieceză din spatele lui. Dar este un volum de studii. Ea reunește această carte mai multe studii axate pe problematica pregătirii intelectuale a episcopilor, a contribuției lor, chiar militare la istoria Ungariei, influențele lor foarte mari în viața politică a regatului medieval al Ungariei. Fac precizarea că această lucrare a avut lansarea la Turda, la mine, așa cum am spus, în anul trecut, și am avut o surpriză deosebită la lansare, în sensul că am avut marea onoare și plăcere să eram printre invitați și pe înalt preasfințitul mitropolit Andrei al Crujului, Maramureșului și Sărajului, care a venit cu toată deschiderea la lansarea acestei cărți a mele. Bun. Lucru care m-a bucurat într-un mod deosebit. Da, corect. Cu atât de un alt prelat sigur, și mai ales că această carte nu abordează nimic din problematica ortodoxiei. Corect, asta mă gândeam, că tu ai studiat papalitatea de la Avignon în Transilvania, influențele. Cu atât mai mult prezența sa este foarte, foarte importantă și consider eu de bun augur. Da. Aș vrea să te întreb de această influență a papalității de la Avignon în Transilvania, una dintre temele studiate de tine și cartea care a cuprins acest studiu. Practic, teza mea de doctorat, da. Din păcate, este un subiect care este mai puțin abordat în istoriografia română.
sau, dacă suntem sinceri până la capăt, practic este ignorat, nu știu cărui fapt se datorează aceasta, însă lumea trebuie să înțeleagă că paparitatea a fost un, să îi spunem în termeni oarecum modern, a fost un imperiu european deosebit de coerent cu aceleași reguli, aceleași norme de funcționare, începând din peninsula iberică și până la Carpați, începând din nordul Scoției și până la Marea Mediterană. Bun, dar n-a avut și un substrat politic clar de domnare. Da. Bineînțeles că da, dar funcția paparității este în principal cea ecleziastică. Bineînțeles că nu se puteau sustrage conflictelor și politice și militare, chiar și economice din acea perioadă. Dar a fost, să îi spunem așa, un fel de avantpremieră a Uniunii Europene de mai târziu, bineînțeles. Corect, acestui proiect novator. Da. Dar să te întreb, Răzvan, a mai studiat cineva această relație între curia papală și spațiul transilvan înainte? Sigur că da, este vorba despre cel pe care am amintit, domnul conferențiar Șerban Turcuș. Dânsul este principalul promotor al acestei direcții noi în istoriografia română. Mă refer la vechea școală de istorie clujană, nici la Edroiu, nici la Pascu sau altcumva, nu da, cred că au abordat și dânsi, dar doar tangențiar, deci nu s-au focusat pe o problematică generală. Sigur că referințe sunt în diverse studii, chiar în lucrări de sinteză, dar nu a existat o lucrare dedicată special acestui moment strict. Da. Și atunci, cum vezi tu această medievistică românească, cum spunea, citesc din Șerban Turcuș, de la UBB Cluj, cu accente transilvane de ieri, de azi și de mâine, faptul că e o construcție livrească de nivel academic, care, suntem siguri, își va face loc în panoplia cercetărilor serioase. E un exercițiu de admirație a lui confesorul dr. Șerban Turcuș, care spune că nu avem în minte, citesc, o carte ușoară, o poveste ușor digerabilă. De aceea zic, ci e o construcție destul de complicată ca așa să vorbești este, de aceste de influențe. Istoria nu se scrie pe povești, istoria se scrie pe documente, din punctul meu de vedere, și asta am încercat să fac, să extrag, practic, să sug, dacă vreți, toată seva pe care ne-o dă documentul istoric, care, de fapt, este materia primă a noastră, este aluatul din care am noi înțeles. Prămădim... Un alt doctor, tot din generația tânără, Mihai Chiriac, cu doctorat la, meu, la Cluj, da. El a făcut un stagiu la Academia din România, la Academia din Roma, din România. Chiar profesor Bărbulescu fiind directorul. Da, acestea vreau să spun, ai făcut asemenea stagii în străinătate sau dorești să faci... Poate în ceea ce înseamnă viitor, deocamdată în timpul relativ recent nu am în plan așa ceva. Eu m-am axat doar pe Transilvania și am avut, să-i spunem, am beneficiat de un mic noroc sau de o conjunctură favorabilă a sorții. Practic toate documentele care mi-au fost mie necesare în problematica aceasta au fost toate publicate și foarte multe baze de date sunt deja online. Este drept că nu de la noi din țară. Vreau să vă spun că... Tu stăpânești și limba maghiară, am înțeles, da? Am văzut multe dintre dedicațiile Nu, la un nivel ridicat, dar o înțeleg, sigur că deci, și pot să spunem, cu ea. Engleză, maghiară... Engleză, franceză, maghiară în principal. Munca de la doctorat mi-a ocazionat, ca să spun așa, inclusiv întâlnirea cu limba italiană, cu limba spaniolă și chiar cu limba portugheză. Ei au scris despre așa ceva, exact cum vă spuneam. Din păcate, la noi au fost mai puțini care au scris. Din ce cauză? Datorită, să spunem, istorie de tip național-comunist până în 89 și după aceea din 90 fiind poate alte teme de interes. Da, și să ținem cont și de faptul că la noi în țară, religia sau confesiunea catolică nu este așa de pregnantă cum este ortodoxia și poate să fie și aceasta o... Am fost în această vară la Iasna Gora și am văzut ce înseamnă, sau în Cracovia, sau ce să mai spunem, ce înseamnă rigurozitatea pe urmele lui Carol Voitila. Credeam că este mormântat la Roma și am văzut mormântul în Cracovia. Am rămas pur și simplu siderat, apropo de ceea ce înseamnă o informație. Este doar un cenotaf. Dânsul este așa ceva. Probabil au vrut pur și simplu poronezii să își marcheze faptul că Ioan Papa Paul al doilea a fost într
într-adevăr, fără să ne ascundem, poate cel mai important conducător al Bisericii Romano-Catolice din istorie. Trebuie să o spunem și alții, pentru că într-adevăr acuză, așa a fost. Știi foarte bine de faptul că a orchestrat fisurarea blocului comunist alături de americani și de occidentali. Da, eu mă feresc de asemenea acuzații, nu, deci nu am decât admirație față de acest om, vă spune un ortodox practicant, nu sunt... Da, am înțeles. Dar, într-adevăr, acest om a fost o personalitate foarte importantă a secolului al 20-lea, care și-a demonstrat viziunea, cunoștințele, concepțiile despre lume și le-a pus în practică. Să ne amintim doar faptul că îmi vine în minte așa fulgerător o imagine de a lui, ca să observați deschiderea lui, a fost primit în Africa de un trip și s-a îmbrăcat cu un coif cu pene, exact din acel trip, da. A fost un semn de respect. A, cu siguranță. Da. Am văzut și celebrul Santa Caliz în Valencia. Mă refer la Sfântul Graal, cel puțin accepțiunea, în care Ioan Paul al II-lea a făcut o slujbă în catedrala din Valencia, la fel după ce a urmat de Papa Benedict. Bun, aș vrea să te întreb la ce lucrezi acum mai nou, pentru că prietenul nostru comun a fost și el în emisiune mai multe ori, profesorul Helmut Knall, colegul și prietenul nostru, spunea ceva cu Germana, că a încercat cu liste de studenți. Așa dacă poți să ne spui despre noua temă de cercetare. Da, v-am spus anterior că una dintre temele preferate în ultima perioadă de mine este cea a istoriei intelectualității din Transilvania. Este un domeniu fascinant, este un domeniu care îți oferă foarte multe satisfacții și foarte multe... Nu, am mai scris și aici Dragoș Țigău, eu țin minte că l-am scris despre Cerii Mediași. Sigur că da. Proiectul meu mare care îl am în plină desfășurare, ca să spun așa, este dedicat investigării și studierii intelectualității ortodoxe din Transilvania, Banat și Crișana, care s-a pregătit la Facultatea de Teologie a Universității din Cernăuți între anii 1875, anul fondării Universității, și 1918, când Bucovina, Transilvania, Banatul și Crișana au fost integrate în România. Ok, asta înseamnă muncă, un stagiu la Cernăuți, în arhive sau unde? Sau la Cluj, în mod sigur că doar le face acestea, sigur, ca să afli... Sigur că da, dar și aici cu o precizare. Faptul că mare parte dintre documentele care mi-au fost indispensabile în această cercetare, le-am găsit online toate, pe site-ul Bibliotecii Naționale a Austriei de la Viena, care are un site extrem de bine pus la punct. Vreau să vă spun așa, ca să vă faceți o impresie, deci acolo există, lumea nu știe, din păcate, de la noi din țară, există toată presa din Bucovina, din Cernăuți, din secolul al XIX-lea și până la Marea Unire. Edițiile sunt complete, ziarele sunt făcute în PDF, oricine le poate descărca, accesa chiar corect, și fără cont, gratuit. Deci totul este acolo, doar trebuie să cauți și să... Eu văd acest lucru la ceea ce înseamnă, să spunem, site-urile care țin de Navy, de Departamentul Marinei Americane, studiind problema aceasta foarte bine, sau a guvernului australian. Din am găsit niște lucruri incredibile. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Da. Și eu, pentru teza de licență care a fost în relații internaționale, vreau să vă spun că foarte multă documentație am găsit pe site-ul Arhivelor Naționale din Australia. Da. Extraordinar. Deci iată și beneficiile internetului cu toate barierele lui distanță, și cu toate, este un lucru benefic, una dintre descoperirile epocale ale omenirii, dar bineînțeles că în ziua de astăzi nu este bine ca să te domine și să te... Avem la purtător o bibliotecă universală, sigur, spunem, apropo de Arhivele Naționale și din Statele Unite sau Marea Britanie, de la Kew din Londra. Aș vrea să văd și Arhivele Naționale din România, făcând așa ceva. Ar fi minunat, ar fi un instrument de lucru deosebit pentru istorici. Și atunci iei și Banatul ca atare în studiu? Da, sigur că da. Deci Transilvania propriu-zisă, Banatul și Crișana. Aș fi luat și Maramureșul dacă aș fi găsit cam oameni. Cam studenți așa numeric, dacă avem o cifră. Sigur că da, avem. În perioada pe care v-am spus-o, 1875-1918, eu am identificat un număr de 65 de studenți din Ungaria care au studiat la Cernăuți. Acum, dacă ar fi să îi împărțim pe zone, cei mai mulți, curmea, sunt bănățenii. Cei mai mulți sunt bănățenii, 32
aproape jumătate dintre ei au deși fost vedeam mai repede bănățeni. În altă parte. Da, poate transilvanenii sunt 23, iar da. Cei din Crișana 10. Bănățenii, foarte interesant, au avut o mai mare aprecare spre centru de studiu numit Cernăuți și spre universitatea din acest oraș. M-am gândit foarte mult și încă mă macină această problemă. Era mai aproape sau nu avea așa ceva. Nu avea o universitate de tari acelei de Hacernăuți. Sigur că da. Universitatea de Hacernăuți, dacă ar fi să discutăm despre ea, a fost un construct universitar deosebit de renumit în Europa, o facultate pe model austriac, pe model german, organizată, trebuie să o spunem, după tiparul medieval clasic, dar nu cu 4 facultăți, ci cu 3, pentru că așa au permis atunci condițiile. Avea așadar o facultate de drept, să-i spunem cea mai prestigioasă, facultate de filozofie, care era de fapt un fel de facultate de cultură generală, și avea o facultate de teologie ortodoxă, singura instituție de acest gen din toată Austro-Ungaria. Asta pare curios. Sigur că da, este singura la nivel de facultate. Nivel, da. Erau în Transilvania și Banat seminariile teologice de la Sibiu, de la Caransebe și de la Arad. Dar facultate exista ortodoxă doar la Cernăuți. Și foarte interesant că spre ea, chiar am găsit documentele maghiare, maghiare au publicat toate matricolele universitare, am găsit foarte mulți tineri care veneau la Cernăuți, veneau din Bulgaria, din Bosnia-Herzegovina, din Serbia foarte mulți. Corect, la Cernăuți. Am găsit, o mică proporție este drept, dar am găsit evrei care studiau la Cernăuți, chiar dacă religia lor, bineînțeles, era mozaică, dar își făceau studiile în cadrul facultății de teologie ortodoxă. Trebuie spus că această facultate beneficia de un corp profesoral cu totul și cu totul elitist, de elită, niște oameni foarte învățați, foarte bine puși la punct în ceea ce înseamnă după modelul disciplinele vienez, teologice. Da. Sigur că chiar berlinez spune, unde se studia, spre exemplu, teologia pastorală, omiretica, teologia morală, catehetica și așa mai departe, deci toate disciplinele bisericești și, nu în ultimul rând, istoria bisericii. Practic, această facultate de teologie și universitatea per ansamblu au constituit, fără, o spun fără nicio reținere, unul dintre centrele de formare ale elitei ortodoxe din Transilvania. Această elită a avut un rol extrem de important în ceea ce a însemnat Marea Unire de la 1918 și dacă ne uităm puțin în evoluția lor ulterioară, ceea ce eu am făcut, i-am investigat practic de la începutul și cariera care a urmat-o. Sigur că da, avem inclusiv 4 exemple de înalți prerați ai bisericii care s-au pregătit acolo. Este vorba despre mitropolitul de la Sibiu, Nicolae Bălan, episcopul de la Caransebe și Iosif Traian Bădescu, episcopul de la Arad, Andrei Magieru, și mitropolitul de mai târziu al Banatului, Vasile Răzărescu, care toți au studiat în această perioadă la Facultatea de Teologie din Cernăuți. Ulterior au mai fost mulți alții, să ne amintim de episcopul martir Nicolae Popoviciu de la Oradea. Era studiat teologia la Cernăuți, dar în perioada interbelică. Eu m-am oprit la 1918. Care să fi fost substratul totuși austro-ungare că a permis un asemenea pol de cultură hegemonică ortodox, iată, la Cernăuți? Da, asta m-aș întreba, că dacă era pe o variantă, Este foarte bine pusă, eu m-aș duce pe următorul într-un fel de stat universalist răspuns. Da. Oarecum. Să ne gândim la faptul că Bucovina avea o structură etnică și confesională asemănătoare cu a Transilvaniei, în sensul că ambele erau un mozaic etnic și confesional, iar Bucovina avea o majoritate ortodoxă clară, pentru că românii care erau marea lor majoritate ortodoxi, avem și câțiva greco-catolici, dar erau și rutenii, ucrainenii, care bineînțeles că și ei erau cei mai mulți ortodoxi cu o mică minoritate greco-catolică. Deci a fost și un calcul și a fost și un politic, calcul strategic în timp. Strategic, cu toate că universitatea fondată de statul austriac, și trebuie să o spunem fără nicio reținere, a fost un instrument al politicii de germanizare a Bucovinei. Asta este realitatea.
Și aplicat la Facultatea de Teologie Ortodoxă, marea majoritate a cursurilor se desfășurau în limba germană. Studenții români pe care eu i-am investigat chiar în scrisorii lor, către părinți, către rude, către prieteni, au menționat acolo acest neajuns, că s-au adaptat greu până au învățat germana, până au putut să se exprime, până au putut să scrie, dar toți au făcut-o și nu numai că au făcut-o, au și reușit să performeze. Aproape 70%, dacă bine rețin, nu am cifra exactă, dar cam aceasta este procentajul, aproape 70% dintre ei au continuat studiile după licență și și-au luat și titlul de doctor în teologie al Universității din Cernăuț. Iată, așadar, o pregătire academică completă, i-am spune cu cuvintele de astăzi. Bun. Dragos Sigău, vorbeam contrapondere de Universitatea din Budapesta și Viena, unde au așa studiat este. Mulți medieșeni și în același timp transilvăneni ca atare. În... Categoric. Este curios faptul că... Dar nu este scut un alt construct, de fapt Cernăuți imită modelul vienez sau modelul Budapesta. Modelul vienez, dar modelul și modelul berlinez. German. Da. Modelul german. Exact. Da, sigur că da. Fără doar și poate. Spuneam că modelul clasic este cel cu 4 facultăți. Deci drept, teologie, filozofie și medicină. La Cernăuți exista un laborator de medicină, dar medicina nu s-a dezvoltat ca facultate acolo decât în perioada cât universitatea a funcționat în cadrele României Mari. Deci cât Cernăuțiu a fost un oraș românesc. Am înțeles. În centrul vechi al Cracoviei, unul dintre ghizii polonezi, care vorbea totuși limba română și așa, ne spunea că este a doua universitate cea mai veche. Tu ești specialist pe evul mediu, are dacă nu mă șel. Dreptate. Am văzut o curte interioară. Universitatea din Cracovia este cea de-a doua ca vechime din Europa Centrală. A fost fondată în anul 1364, după cea din Praga, care fusese în 1348. Da. Și în Cracovia, regele Casimir al III-lea cel Mare al Poloniei, cu sprijinul papei de la Avignon, Urban al V-lea, revenind la papii de la Avignon, a pus bazele acestei universități, foarte celebre și foarte cunoscute în epocă. Din păcate, însă, după moartea sa, universitatea a decăzut până la desființare. Așa și a fost Iagelon, refondată ulterior, exact, de către regele Vladislav Iaghiero al Poloniei, iar după numele său, universitatea a purtat de atunci până astăzi numele de Universitatea Iagheron din Cracovia, deși a fost înființată de un reprezentant al dinastiei Piaștilor, adică regele Casimir al III-lea cel Mare. Tu spui că povestea cea mai frumoasă este evul mediu. Mă reîntoarce la Adrian Cioroianu, cea mai frumoasă poveste este istoria. Este istoria, mă duc, în ce stadiu se află această cercetare? Cartea va apărea cât de curând? Da, cartea este finalizată. Da, cartea este tipărită? Finalizată? Nu, este doar la mine în calculator, ca să spun așa, și pe stil. Și din nou vei lucra cu Mega, cu editura din Cluj. Categoric, Mega și Școala Ardereană sunt la ora actuală cele mai bune edituri din Cluj. Cele mai prestigioase, poate din Transilvania, dacă mă refer istorie, că sigur, corect. Vasile Dâncu este exact, acolo. Exact, Vasile Dâncu, prietenul meu, este un om deosebit, un om pasionat, într-adevăr, de ceea ce face. De cultură înaltă, Așa este. Și, cum vă spuneam, cartea este gata, însă țin eu neapărat să o scot în anul viitor, pentru că vreau oarecum să îmi aduc omagiu față de aceste personalități care au având avut o contribuție, sigur că da, la Marea Unire. Lansări, am înțeles, numai la Turda, Cluj, vor fi și la Sighișoara și Mediaș. Da, vor fi și la Sighișoara și Mediaș. Vreau să mă duc cu ea în foarte multe părți ale Transilvaniei, pentru că, zic eu, este o cercetare inedită, nu s-a mai scris despre acest domeniu la asemenea anvergură, dar și pentru simplul fapt că efectiv iubesc acest oraș, am foarte mulți prieteni aici. Să nu ne batem cu Sfântul Casandru, poate în mai, să o știu când, consider tu, să fie lansarea la Mega categoric, și să o prefațăm, evident, și aici, sau că nu, chiar la fața locului cu interviul. Sigur. Bun, trebuie să luăm momentul de publicitate, Time is Money și la Nova TV. Sigur. După 5 minute ne reîntoarcem cu o istorie inedită, cel puțin într-o emisiune jurnalistică, a orașului Turda, pe care reprezintă doctorul Răzvan Mihai Neagu, prezent la evenimentul de mâine de la Colegiul Tehnic Mediensis, organizat de primărie, Asociația Pro Mediensis, cum vă spuneam, sesiunea națională de comunicări științifice dedicată zile de 1 decembrie, parte a proiectului Media 750. Până atunci, publicitate.
săptămână prin aici, în linia întâi, după cum vă spuneam, după discuția noastră cu Helmut Ducadam de săptămâna trecută, Costel Dumitru a fost prezent, expertul militar al emisiunii noastre, de asemenea profesor dr. Vasile Mărculeț pentru prologul sesiunii naționale de comunicări, domnul farmacist Marin Trif, apropiat lanțului de farmacii Alex Farm și a centrului medical de elită, alături de dr. Feier Cristian, ieri din noua generație de medici de la media și nu cele din urmă, de la Turda, profesor dr. Răzvan Mihai Neagu, prezent astăzi pentru a prefața pe undeva evenimentul editorial de anul viitor și a discuta, evident, de domeniul său de cercetare, reprezentant al generației tinere a istoricilor. Cum vă spuneam, în 2013, susținerea publică a tezei de doctorat, născut în 1983, cum spun, da. Așa, în 2006, absolvent al secției Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj și după aceea a urmat stagiul doctoral, cum vă spuneam, Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj. Pentru săptămâna viitoare și alte subiecte, maestru Emil Mureșan, ne vom întoarce la el acasă, la 87 de ani, ne va prezenta ultimele sale creații. De asemenea, părintele dr. Marius Custălcean va fi prezent în studioul nostru pentru un preambul la sărbătoarea de Sfântul Andrei și nu în cele din urmă vom relata de la evenimentul de 1 decembrie lansarea de carte Mediașul și personajele medieșene oglindite în filatelia locală și națională, alături de domnul director Liviu Pintican, mare colecționar și filatelist împătimit, și Romeo Stoia, specialist în heraldică, alături de prietenul și colegul nostru, profesorul Helmut Knall. Sunt câteva dintre subiecte, evident vom avea și subiectele politice, sperăm un interviu cu președintele Consiliului Județean, Daniela Câmpian, care va fi prezentă din informația noastră în 1 decembrie la ora 14.30, atunci când va începe la Mediaș manifestările legate de Ziua Națională, 99 de ani de la Marea Unire, prefațând centenarul anului viitor. Da. Mă reîntorc la Turda, orașul familiei Rațiu, oraș pe care reprezentați, dădeați acel logo din Machiavelli, apropo de Firenze, da. Și să trecem de la, da, corect, de la grădinile Boboli și piața de Signoria la, da, ceea ce înseamnă Turda, nu de astăzi. Avem niște imagini și o să rog pe Lucian să le pună din regie, imagini cu Turda veche. Știu că și tu ești un asemenea colecționar, am văzut în, da, unele dintre cărțile tale o, da, colecție privată destul de bogată. Da. Am văzut. Am da, câteva piese, multe dintre ele mi-au rămas de la bunicul meu și eu am încercat pe cât posibil să îmbunătățesc colecția. Nu am făcut încă o statistică clară a pieselor ce am, undeva în jur de 50 de ilustrate, însă m-am axat pe partea de istorie a Turzii de până la 1918. Sunt imaginile cele mai pitorești, cele mai frumoase, așadar până la Unire. Bun, despre Turda ce poți să, da, ne spui, această atracție față de orașul natal, de istoria medievală, sigur, în principal? Sigur, este de la bun înțeles faptul că tot ceea ce vă voi spune în momentele următoare este încărcat de o mare notă de subiectivism. Nu pot să fiu altfel, da, da, dar nu pot să fiu altfel atunci când este vorba despre orașul meu. Am scris despre el multe articole. Am scris și, dacă stau bine să mă gândesc, trei cărți, dintre care două de autor și una în colaborare cu doi preoți de la Turda. Așadar, din tot ceea ce am studiat eu până în prezent, am identificat, dacă ar fi să mă uit cu un ochi, să-i spunem, de filozof sau de sociolog în istoria Turzii, faptul că acest oraș are cinci tradiții care sunt foarte importante și care îi dau acestui centru urban al Transilvaniei coloratura sa specifică în ansamblul transilvanian. Așadar, aș vorbi în primul rând despre tradiția locuirii. Tradiția locuirii este la Turda, a fost la Turda începând din cele mai vechi timpuri din Paleolitic până în ziua de astăzi. Au fost, bineînțeles, și momente de restricție și mă refer aici la momentul 1601, când după uciderea lui Mihai Viteazul, pe câmpia din jurul orașului Turda, da, pentru că mulți spun că la câmpia Turzii este fals, este, da, pe, fals, câmpia, pe câmpia din jurul orașului, da, Turda, nu se știe exact locul. Așadar, după acest moment, orașul a fost pur și simplu aproape ras de pe fața pământului de către trupele generalului Basta. Bineînțeles că ulterior, principii transilvaniei au ajutat foarte mult la reînnoirea vieții urbane a acestui oraș. Avem imagini de epocă, da, puse de colegul meu, sursa YouTube. Da, este o imagine YouTube, a centrului,
este da. Biserica romano-catolică din centrul Turzii. Cât contează rolul familiei Rațiu în istoria orașului? Este un rol cu totul și cu totul deosebit. Dacă ar fi să fac o comparație pe care am mai reîntâlnit-o și în alte cazuri ale istoriei, nu mă feresc de cuvinte, această familie a avut un rol similar, păstrând proporțiile cu ceea ce a fost familia Medici la Florența sau cu ceea ce a fost familia Fugger de la Augsburg din Germania. Bineînțeles că exemplele pot să continue, dar această familie într-adevăr a avut o contribuție deosebită și reprezentativă pentru istoria orașului Turda pe multiple planuri: bisericesc, economic, științific, educațional, cultural, nu mai vorbesc. Deci practic reprezentanții acestei familii au făcut Turda modernă. De ce să ne ferim de cuvinte? Da. Aceasta este realitatea. Mai este și altcineva cu o asemenea influență? Vorbesc dintre personalitățile istorice ale... Sigur, au fost personalități multe care și-au regat numele de Turda, însă dacă ne referim la aspectele definitorii, familia Rațiu este într-adevăr vârful de lance, ca să spunem așa. Referitor la ceea ce m-ați întrebat, aș mai preciza și faptul că după tradiția locuirii, în opinia mea, tradiția exploatării sării este foarte importantă, da, pentru că o bună parte din veniturile care se fac astăzi din turism la noi la Turda sunt înregistrate și datorită sarinei. Da. Turda, care este un obiectiv de importanță națională, este foarte vizitată, a apărut și multe documentare din străinătate. Așadar, la Turda, sara s-a exploatat din timpul romanilor și până în anul 1932, când mina, societatea comercială care administra mina, a fost închisă definitiv și a fost transformată sarina a fost pusă într-o stare de conservare, iar astăzi este un obiectiv turistic foarte, foarte vizitat. Corect. Am văzut acolo campionate mondiale care se susțin cei cu drone și cu exact, niște chestii. Sunt tot felul, da. Da. Sarea noastră apare de foarte multe ori, inclusiv în presa internațională. Am văzut în presa de peste ocean, în presa din Anglia, presa din recuperarea Germania, istoriei, din de exemplu, Franceza. Din castul de la Potais, a mai rămas ceva sau este re... Să încearcă o reconstrucție acum se încearcă să se cerceteze sistematic. Asta este cercetat începând din anii 1960 sau 70, dacă bine mi-aduc aminte. S-au găsit vestigii foarte importante, bineînțeles în primul rând romane, dar și ale populațiilor migratoare, cum ar fi celebra principesă Francisca de origine gepidă, care a fost găsită într-un mormânt din latrinele castrului, foarte important, cu foarte multe bijuterii și piese prețioase pe ea. Da. I s-au găsit cercei, inerul. Există o chestie de similitudine pe undeva între Turda și Mediaș? Vorbesc ca orașe industriale, poate cu același număr de populație, dar mă refer aici, a fost elementul german care a dat tonul, pe când la Turda nobilii maghiari au avut un rol. Dintre centru nobilii maghiari, trebuie să o spunem fără nicio reținere, a fost unul dintre centrele... A fost și ea supus, am înțeles, devastării tătarilor, cum s-a întâmplat și aici. Da, sigur că în evul mediu, în secolul al XIII-lea, sigur că bineînțeles, dar a revenit. De fiecare dată Turda și-a revenit. A găsit forța interioară să se refacă după toate aceste nenorociri, practic, ale istoriei care s-au abătut asupra ei. În oraș vechi, 1297, apare mențiunea aceasta cu Civitas Tordensis sau e altă poveste mitologică? Este prima mențiune a statutului de oraș, însă atestarea Turzii este foarte veche, este din secolul al XI-lea, la 1075. De altfel, primul document care s-a păstrat din Transilvania este referitor la orașul Turda. Orașul Turda este primul oraș atestat din Transilvania și chiar din sub denumirea de Tordai? Sub denumirea de Torda. Torda. Am înțeles, Torda. Exact. Am înțeles. Am văzut și dieta de la Turda din 1542, revenind importantă. Revenind la ceea ce v-am spus eu, Turda a fost una dintre capitalele parlamentare ale Transilvaniei și ale regatului maghiar. La noi s-au desfășurat congregațiile generale ale nobilimii în perioada voievodatului, începând de la 1288, a fost prima atestată documentară în timpul voievodului Roland Borșa. Da. Ulterior, foarte multe dintre ele s-au ținut
Turda, iar ulterior, în perioada principatului autonom sub suveranitate otomană, s-au ținut dietere, parlamentele, am spune, da, parlamentele Transilvaniei, da. Are Transilvaniei, da. Foarte multe dintre ele, cele mai multe, s-au desfășurat la noi, la Turda. O mare influență a avut administrația austriacă, cred că acele clădiri, multe dintre ele sunt, da, în acea, sigur, perioadă. Sigur, da, 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 o să mă rog pe Lucian perioadă, pentru un minut, da, dacă ne mai poate pune acele imagini, da, dar și faptul că epoca naționalismului, da, s-a născut la Turda, pe undeva, dacă ne referim cu doctorul Ioan Rațiu, care a fost mișcarea... un corifeu al mișcării, da, naționale a românilor din, da, din Transilvania și chiar a suferit, pentru că ne amintim celebrul proces al memorandiștilor de la, da, Cluj din 1894, da, când era rostit vorbele profetice, era, să spune eu, existența unui popor. Nu se discută, ci se afirmă. A rostit-o cu toată puterea cuvântului, da, deplină cunoștință de cauză. Care spunea, universul nu se exprimă, universul nu se discută, exact, da, se, da, exprimă, da, apropo de cearta cu filozofia. Da. În fața tribunalului, da, maghiar special constituit pentru judecarea așa zisei vine pe care el și compatrioții lui a, da, a avut-o. Păi, iată, o istorie fascinantă de la Castru, da, Potaisa, așa este, până, apropo, la ceea ce înseamnă evul mediu. Ceea ce spunea cu... și de credic de perioada, da, austriacă, foarte important. Le avem, este, iată, spus, sunt, da, iarăși în imagine. Sigur că, da, el este centrul Turzii. Da. Turda a fost, are o puternică tradiție de centru regional. Da. Aici, spre deosebire de, da, Mediaș, Turda a fost reședință de comitat nobiliar începând de la 1279, când este prima atestare documentară a comitatului Turda, și până la reforma administrativă din 1968. Nu a fost tot sufocată de Cluj, Răzvan, vorbesc în perioada modernă și da, în epoca, poate, da, apropierea în epoca de Cluj, istorie recente, da, istorie recente, așa, da, într-adevăr, și mai ales secolul astăzi, 20, da, Clujul, da, este la ani lumină distanță de ceea ce înseamnă, bineînțeles, tehnologie. Aici se vorbea de o rivalitate prost înțeleasă între Media și Sibiu. Media și-a fost și el, da, reședință, nu, în perioada interbelică, județul Târnava, Târnava Mare. Da, Târnava Mare, da. Sighișoara, Mediașul, Sighișoara era centru de plasă. Centru de plasă, dar, exact, aici rămâne mitologie că a existat o reședință de județ, înțelege mitologia, da, colectivă. Da, 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 mitologia locală. Deci a fost chiar pe, da, bază de documente. La voie clar, aici a însă știi cum. A fost comitatul, da, Turda, care ulterior la reforma administrativă din Austro-Ungaria din 1876 a fost împărțit în două, pentru că a fost unul dintre comitatele cele mai mari. El se întindea, ca să vă faceți o impresie, din zona munților Apuseni, da, și până în zona munților Gurghiului, îngrobând inclusiv marele centru Reghinul, care a fost în comitatul Turda. Însă, așa cum vă spuneam, la 1876, la ultima reformă administrativă din Austro-Ungaria, comitatul a fost segmentat în două. Partea de vest a fost unită cu scaunul secuiesc al Arieșului, rezultând comitatul Turda-Arieș, iar partea de est, Reghinul și Gurghiu, a fost unite cu scaunul secuiesc al Mureșului, rezultând comitatul Mureș-Turda, care toate au funcționat până la 1918. Referitor la geografia de astăzi, da, dacă ar fi să, da, creionăm harta comitatului Turda-Arieș, atunci ea ar fi așa: sudul județului Cluj de astăzi, nordul județului Alba și vestul județului Mureș, până la Ruduș. Da. Bun, o istorie interesantă, un oraș cu, am văzut la recensul din 2011, 47.744 de locuitori, da, echivalent, sunt multe similitudini, da, aici, sigur, dar, sigur, cu repet, Mediașul, cu Mediașul, și aici au fost diete ale Transilvaniei, sigur, și că, da, aici au fost războiul chiar guruților. Chiar m-am ocupat de ieri, da, într-un studiu comun cu prietenul Vasile, da, Mărcureț, am elaborat împreună un studiu despre dietele care s-au ținut la Mediaș. Da, la Mediaș. Bun, mulțumesc o dată pentru prezență, timpul acordat emisiunea expirat. Ce a fost prângit de partea mea. Mulțumesc o dată trenerului istoric Răzvan Mihai Neagu. Rămâne să ne reîntâlnim săptămâna viitoare și cu alte subiecte aici în linia întâi. Mulțumesc încă o dată pentru atenție și nu uita sănătate, pentru că restul sunt detalii.